prefectul susține că disciplina se impune prin sarcinile corect trasate directorilor de școli. Ion Ișvan a explicat că în cazul elevului bătut, ancheta este în desfășurare și momentan conducerea inspectoratului școlar nu se poate implica. Elevii bătăuși însă au fost eliminați de la școală timp de 5 zile. În cazul de la Roșia de Amaradia, acolo unde un elev a fost accidentat după ce a ieșit de la școală, inspectorii școlari vor decide cine se face vinovat. Cu toate acestea, Ișvan susține că unitățile de învățământ sunt în siguranță. Într-adevăr, s-au întâmplat în afara școlii, sunt copii de la colegiul comercial economic din Târgu Jiu. Am discutat cu directorul școlii, s-au luat măsuri acolo, dar până când nu se termină ancheta penală, nu putem să ne implicăm prea mult. Oricum am luat măsuri, copiii vor fi eliminați 5 zile de la școală, așa cum este regulamentul. De reamintit este că săptămâna trecută a fost plină de evenimente nedorite. Un elev de 17 ani din Târgu Jiu a fost bătut după ce a încercat să aplaneze un conflict. Un alt elev de 17 ani din Gorj a fost reținut de poliție pentru infracțiunea de șantaj. Pe data de 24 septembrie, tânărul a fost prins în flagrant în timp ce îi cerea unui coleg mai mic taxă de protecție. Ultimul incident s-a petrecut la Roșia de Amaradia. Dirigintele unei clase a hotărât să le dea elevilor drumul acasă. Ghinionul a fost ca în drum spre casă, unul din elevi să fie lovit de o mașină. Elevul se află și acum în comă.